asistență. Declar deschisă ediția a doua a Salonului Literar Artă prin Educație. Așa cum ne-am obișnuit și la ediția întâi, vom începe cu imnul Tot ce-i frumos în piere, inițiat de editura Amor Sentimental. Vă rog frumos să ne ridicăm. Raiul ce ne înfățește niciodată nu va fi uitat, căci în el se ascunde și trăiește tot ce-i mai frumos și mai curat. Pe câmpie și râmbuț răsună glasul lui de jest locotitor, care toate inimile adună pentru un destin nemuritor. El este goarna ce vă auziți și spune tuturor cei despărțiți tot ce e românesc nu pierde și nici nu va pieri. Oricât va mai dura, jurăm să fie așa, căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Românul știe să frunze ceasul greu, el crede în dreptatea lui și în Dumnezeu. Când sară viața mea va cere, noi vă vom dărui. Când ceasul va sosi, noi să plătim vom ști. Căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Reînvie în mine tot trecutul, plin de tinerețe și avânt, glasul celor ce și-au dat tributul, iarăși ne trimite al lor cuvânt. Peste soarta noastră neclintită, și ce furtuni se vor strobi, luminând-a neamului ursită, soarele din nou va sări. Rămâniți gata când veți auzi semnalul care vă va dezlobi. Tot ce e românesc nu pierde și nici nu va pieri. Oricât vom îndura, jurăm să fie așa, căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Românul știe să frunze ceasul greu, el crede în dreptatea lui și în Dumnezeu. Când sară viața neva cere, noi vă vom dărui. Când ceasul va sosi, noi să plătim vom ști. Căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Susținute atât de elevii noștri din acest liceu, cât și
invitații noștri de onoare. E vorba de violonistul Aurelian Ionescu de la Filarmonica Guadalajara în Mexic. O să vă invitați la vorba. Flautistul Nicolae Maxim. Microfon poezii în creație proprie, elev la o școală gimnazială din Ploiești, vorba de domnule Ian Georgian. O elevă deosebită, Benica Denisa, care va susține un concert internațional. Ale elevilor din acest liceu, de pictură, vreau să vă spun că sunt foarte mulți implicați și în partea sportivă. Eu, de fapt, încerc prin creația acestui salon literar să unific, spuneam domnului profesor mai devreme, fiind profesor de matematică, pe steaua pentagramă, de fapt, energetică, să creăm o unire a literaturii, a muzicii, a picturii, a sportului și, în ultimul rând, a lucrurilor științifice, cred că vom sărbători și numărul pi, numărul din matematică. Acolo vom pune în valoare foarte mult copiii noștri și nu numai. Vreau să scot în valoare frumusețea umană, tot ce e minunat în noi ca oameni și mulțumesc în deosebire onoraților invitați care au venit. Totodată astăzi și nu în ultimul rând avem două lansări pe carte a doamnei profesoare Octavia Crăciun. O să vă ridică. Cartea se numește Succesul creației. O altă lansare de carte, ediția a treia, este Creșorul al domnului profesor Mihai Istudor. Avem onoarea să avem dintre noi trei copii minunați de la Școala Bătrânilor Muzicii. Mihaela Lipiță, ce până va cânta o cântare la flaut, de la Spirului. Andrei Cosma, la clarinet. Alexandru German, la pian. Ne dorim să fiți alături de noi și la alte ediții. Să încep cu domnul Colonel să ne cânte câteva colinde. Două colinde și mai alte nu este vorba de valoare, este vorba de colinde românești foarte cunoscute și drăguțe. Acum am și alte colinde care nu le putem cânta împreună, dar dacă este cineva dornic să vină în față să cântăm împreună, cu mare drag. Copii, n-aveți curaj? Eu zic să începeți noastră și să vă cânta de-a. Dacă nu de ce?
Nu o să cântăm atunci cu doamna profesor, o să cântăm niște colinde puțin mai aparte și mai încoace, nu cele foarte cunoscute. Galbenă Butuie. Auzi cineva de colindul acesta? Da, da. Mai am și-o cântă. Atunci e bine. Da, te rog frumos, chiar de mastră, de chiar de la Galbenă Butuie? Da, chiar avea și-a de Nisa? Dacă vrei cântăm altceva, dacă vrei să cânti tu Galbenă Butuie, în terminarea grecinului.
care a fost interpretat de Tatiana Stepa, pe versul de Adrian Păunescu. Săracă și tristă mi viața, și riscul plânge ferit. Nu-i nicio speranță în lume, și-n case foame și frig. Și totuși vom ține Crăciunul, dar fi să-l plătim cu dovezi. Și tot o să întindem o masă copiilor noștri flămâni. Aștept și noi orice-ar fi, dar fi să plătim și rate petrecerea Lui printre noi, dar vinde și ultima pâine și tot nu l-am dat înapoi. Alergau în alaii de zurgălei de la porțile deschise.
și ningea frumos. Și ningea din cer, îngeri albi de neîmbrăcați în Moș Crăciun. Și la tine în casă era sărbătoare, seara noastră, seara de colinte. Două cuvinte vreau să vă spun. Deci mă bucur enorm de mult că astăzi sunt alături de doamna Gabriela Alef la Salonul Literar. La prima ediție, cred că nu s-a înțeles prea bine mesajul care a fost transmis. Și probabil o rog ulterior și îmi spun și acum și poate și eu vă spun și cu alte ocazii. Salonul Literar acesta nu este vorba de un cenacul propriu-zis. Într-un cenacul se citește, se discută, se face și analiză pe text. Salonul Literar e vorba de muzică, vorba de poezie, de împletirea a artelor, pictură și să simtă cei care participă să deguste din toate artele câte ceva, fiecare la nivelul lui de percepere, fie a cântecului, fie a poeziei, fie a picturii sau ce se prezintă în momentul respectiv. Este o bucurie pentru că astăzi, în preajma sărbătorilor de Crăciun, să ne întâlnim cu toții în această minunată sală de cursuri și să ne desfășurăm așa cum credem că este mai bine și mai frumos. Îmi cer scuze pentru că am apelat la doamna președintă Gabriela să citească din poezia mea, de pentru că eu de obicei nu citesc poezii, doar când va veni momentul să vă susțin un recital de poezie, dar nu aici, pe stadioane. Mulțumesc foarte mult! Întrebați! Avem bucuria să prezentăm cartea doamnei Octavia Crăciun, profesoară la Școala Crista Zalbic, în asociație cu Asociația Muzicii. Cartea se numește Succesul Creației, o carte construită din lecturi care autoarea a efectuat citind cărțile unui scriitor fie clasici, fie contemporani. De exemplu, Mihai Eminescu, Bacovia, Nicolae Ionescu și alții, dar și colegii mei de cenacul Mihai Dinu, Lucia Cicoară Drăgan și așa mai departe. Cartea prezintă prinventul ei interes nu doar pentru cititorul avizat, ci pentru toți cititorii care doresc să afle noutăți despre activitatea și opera normală pe soane în fața lucrurilor noastre. Pornind de la acest aspect, se naște întrebarea cu ce scop a scris domnul Octavia această carte. Răspunsul este simplu. Pentru pasiunea ce o manifestă față de oameni de cultură. Fie că vorbim de scriitori, muzicieni, artiști plastici, fie de oameni obișnuiți. Întreg orizontul este ca un copac în floare ce deniește de secole aici pe pământ. Consider că volumul domniei sale are șansele să devină ceea ce autoarea probabil și-a propus un izvor nesecat de informații despre autorii analizați și cuprinși în compoziția asumată acestei cărți. Îi dorim succes, doamne Octavia Crăciun, o să rog să spună și dumneavoastră câteva lucruri. Un succes pentru a publica lucruri la fel de interesante pe cartea pe care ne-ai prezentat. Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte. Într-adevăr, eu am scris acest volum. Este al patrulea în creația mea literară, pentru că eu de formație sunt profesor de muzică, sunt muzician. Dar literatura este a doua pasiune, pe lângă altele. M-am străduit să cuprind, așa cum a spus și doamna Gabriela Alef, portretele, lucrările unor personalități marcante din domeniul artistic, muzical, literar, al artelor plastice, dar și a
celor contemporani cu noi, încercând, nu numai, cum a spus doamna Alef, dar și din respect pentru lucrările domniilor sale, pentru înaintașii noștri și pentru cei contemporani cu noi. Totodată am vrut să aduc și o notă personală în interpretarea creațiilor acestora, sublinind importanța predecesorilor noștri, dar și valoarea artistică, creatoare, interpretativă, a câtorva nume prezente în ierarhia valorică a artiștilor, scriitorilor din zilele noastre, printre ei numărându-se maestrii Ion Machidon, Nicolae Maxim, Alexandru Ionescu și alții, al căror palmares inegalabil îi fac să se bucure de succesul creației prin minuțiozitate, seriozitate, muncă cât cuprinde, degeaba ai talent dacă nu muncești, asta e valabil și pentru copii, pentru că ei sunt avizați în primul rând, mă adresez cu aceste rânduri în primul rând tinerilor, pentru că ei trebuie să se formeze, de aici este baza, din copilărie, ca să ajungă niște valori mai târziu. Deci, prin cele enumerate și prin forța creatoare și artistică. Mă bucur că i-am cunoscut pe aceștia, că am avut posibilitatea să scriu despre ei. Le mulțumesc pentru faptul că mi-au dat această posibilitate și prin existența domniilor lor să mă exprim în mod armonios și artistic în paginile volumului, în speranța că voi face părtași și pe dumneavoastră la bucuriile mele, dorindu-vă lectură plăcută. Mulțumesc fratelui meu, Alexandru Ionescu, pictorul, profesorul, muzicianul, care mi-a creat coperta. Mulțumesc maestrului Machidon, care mi-a editat volumul și mi-a făcut prefața la această carte. Și mi-a dat imboldul de a scrie, pentru că alături de tatăl meu, care a fost primul ce mi-a îndrumat pașii spre acest domeniu și m-a îndrumat și m-a împins așa puțin cu forța, pot să spun în ghilimele, să scriu, pentru că i-a plăcut cum am scris. Eu am colaborat cu tatăl meu la un volum, am scris amândoi și din momentul acela a spus, tu trebuie neapărat să te apuci să scrii pentru că ai talent. Și împreună cu maestrul Machidon, care de asemenea m-a susținut și m-a îndrumat să scriu, m-am apucat să scriu și astăzi mă aflu la cel de-al patrulea volum. Vreau să mulțumesc fratelui meu Aurelian, pentru că se află astăzi printre noi, prezent în țară. El nu locuiește cu noi în România, locuiește în Mexic. Este violonist și pe lângă faptul că m-a susținut toată viața în tot ce am făcut, a fost alături de mine, ori de câte ori am creat ceva, i-am trimis și lui materialul și l-am discutat împreună. Astăzi va fi alături de mine și va cânta împreună cu mine pentru dumneavoastră și pentru sufletul meu. Îi mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți aici și mă bucur că așteptăm cumva cu plăcere sfintele sărbători care vin, marcate de bucurii mici, dar care fac foarte mult. Cresc potențialul artistic, cresc bucuriile oamenilor și sufletul este mângâiat. Vă mulțumesc! Și am să vă citesc și eu câteva fragmente din cartea mea. Am să încep cu doar două fragmente, vă citesc, să nu vă speriați, că nu vreau să vă rețin foarte mult. Despre Brâncuș am scris. Imaginându-mă, scuzați-mă, într-un interviu cu domnia sa, transportându-mă în perioada în care a trăit înainte de moarte. Iată-mă așadar la Paris. Eram în apropierea datei morții maestrului. Este începutul primăverii când natura se trezește la viață. Mă apropii de atelierul său, bat la ușe. Din interior aud un glas slab. Intră. Privirea mea este tulburată de ceea ce văd. Într-o locuință întunecoasă, în care doar operele maestrului au o lumină aparte,
găsesc un bătrân bolnav, gârbovit, așezat pe o laviță, sprijinit cu spatele de perete. Mâinile îi atârnau pe lângă corp, iar picioarele greoaie spânzurau de pe laviță. Fața încă frumoasă și rumenă era acoperită de o barbă albă. Dar privirea trăda un om vesel și șugubăț. Stătea nemișcat, indiferent. Foarte atent la intrarea mea, m-a întrebat cu un glas stins: cine ești și ce vrei? Sunt o româncă, o iubitoare de artă din România, fică de oltean ca și dumneavoastră. Când auzi că sunt româncă și pe deasupra și fică de oltean, privirea i s-a luminat și, plin de bucurie, m-a întrebat: de unde ești? Din București, iar tata era din Craiova. Foarte atent, Brâncuș m-a întrebat: de ce ai venit? Maestre, am admirat munca și creațiile dumneavoastră și aș vrea să-mi spuneți câte ceva despre ele. Draga mea, acum trăiesc ca într-un deșert, singuratic, cu animalele, sculpturile mele. Știu, viața omului e scurtă, timpul trece repede. Pentru mine timpul este puțin, este nimic. Dar important este ceea ce lași în urma ta. Aici sunt creațiile mele, munca mea, animalele mele, așa le alint eu. Folosea o metaforă pentru însuflețirea pietrei, anima însemnând suflet în limba latină. Ele sunt persoana mea, mă reprezintă, ele vorbesc cu vocea mea. Eu am vrut să înalț totul dincolo de pământ. Cocoșii mei cântă și păsările mele zboară. Întreaga viață a fost o colaborare strânsă între mine și materialele folosite. Am căutat tot timpul să-mi pun spiritul în armonie cu cel al materialului folosit. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El rămâne important. Mai departe, vă las pe dumneavoastră să citiți. Și un alt fragment am să citesc despre fratele meu, Alexandru Ionescu, figura Spiritului Creator. Tot așa, un mic fragment, nu o să citesc de la început. Alexandru Ionescu este unul dintre cei înzestați cu talent, cu har binecuvântat și cu dorința nestrămutată de a lăsa urmașilor săi, rude, prieteni, elevi, tinerilor talente și nu numai, ceva din creațiile sale artistice. O adevărată bucurie, un adevărat crez. Pictura este o mărturie a talentului său, o revelație a idealului și frumosului, dovada unor trăiri, a unor valori spirituale, a eleganței. În ciuda modestiei afișate, Alexandru Ionescu este un pictor matur cu un remarcabil simț al detaliului artistic. În lucrările sale apare tabloul îndumnezeit al naturii, reprezentat prin flori, simbolul vieții, pădurea, câmpia, cerul, marea, satul românesc și imagini ce amintesc de Balcic. Chiar puteți să le admirați aici. Întâmplător s-au potrivit la ceea ce am scris eu. Aici este o imagine din Balcic, natura, flori, iarna, foarte frumos redată. Florile și peisajele sunt mărturii vii a poeziei unice pe care artistul o aduce în arta plastică românească. Surprinde prin expresivitate, prin inclinații speciale în redarea peisajelor, prin jocul de imagini și cromatica uneori gravă, alteori cu efecte luminoase, nebănuite, prin folosirea inspirată a culorilor. Bravo. Poetul țăran cu nume de împărat. Bucuria mea este nemărginită când aștept la aceste... Bucuria este nemărginită când aștept la aceste rânduri în paginile cărții. Dorim să vă fac cunoscute câteva impresii personale legate de o mare personalitate a cuvântului românesc, remarcabil om de cultură, Ion Machidon. Scriitor, editor, critic literar, publicist, ce a ridicat prestația lumii literare la rang de artă prin fantezia, expresivitatea, coerența stilistică și talentul său literar. Nu sunt critic literar, nici psiholog, dar prin formația mea de profesor, muzician și prin calitatea de om ce a lucrat toată viața cu elevi și persoane din diferite vârste, am puterea de a cunoaște și a citi firea oamenilor. Bineînțeles că pe domnia sa l-am cunoscut prin creația sa, poeziile și lucrările în proză, pe care le-am citit, dar și prin activitatea ce ne leagă în cadrul cenacului literar Amor Sentimental,
Cenaclul pe care Conoare îl conduce și care anul acesta împlinește 25 de ani de activitate neîntreruptă. În cadrul cenaclului mi-am dat seama că, deși scrie foarte mult, are un număr impresionant de cărți publicate. Poezii, proză, eseu, teatru, critică literară, file de jurnal, etc. Dar niciodată nu este mulțumit de ceea ce creează. De fiecare dată vrea mai mult de la dânsul. Domnia sa nu trăiește doar pentru el, ci pentru metaforele care curg în cascade. Pe degetele mele curg istorii de cuvinte, de care nu-mi dau seama, pe care clape de pian să mă ondulez pentru totdeauna. Să vedeți că și eu sunt bun la ceva, să potolesc ca voastră sete, chiar de știți ce dorul duc în mine, iluzia unui om pierdut în drame, pe care clape de pian. Interesantă este povestea de viață a acestui autor al cranilor sparte pe oglinzi de gheață. Ion Machidon, plecat din lumea satului pe care a iubit-o și a cântat-o în operele sale, s-a născut la data de 1 martie 1951 în satul Nou, comuna Urchești, județul Bacău. La vârsta de 13 ani, în urma unui accident grav de electrocutare, își pierde o mână, iar cealaltă rămâne anchilozată. Precum țăranii care își respectă obiceiurile pământului și tradițiile populare care țin de destinul și munca lor și care sunt născuți cu dragoste pentru pământul pe care îl muncesc de dimineață înainte de a se ridica roate pe iarbă, până seara târziu, tot așa scriitorul Ion Machidon muncește pe ogorul literelor și al cuvintelor, fiind răsplătit pe măsura creației sale. A învățat și a respectat această învățătură, aflată din tată în fiu, că cel ce nu își iubește rădăcinile nu va avea nici trecut, nici prezent, nici viitor. Frumoasă școală, după care s-a condus întreaga viață, școala bunului simț și iată ce ne spune a demnității. Da. Da, noi la sfârșit. Okay. Atunci vom invita copilașii, da? Da. Mihaela Liță la flaut. Va fi un trio, nu? Va fi un trio. Gabriela, Gabriela va fi un trio. Mihaela Liță, Andrei și maestrul Maxim.
Așa am propus ca această întâlnire să fie prefațată cu minunatele colinde ale domnului. Și menționez faptul că dumneavoastră este directorul Casei de Cultură din Cornel. Centrul Cultural din Cornel. Din Marele Cornel. Mai... Noi dreptate pe pământ.
se naște Duhul Sfânt. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun, ziua sus și noapte jos. Citesc înainte de poezia pe care am zis să o citesc și care a apărut în urmă din decembrie. Înainte de aceasta, în decembrie anul acesta, se împlinesc sau s-a împlinit 30 de ani de la Revoluția din decembrie. Dacă a fost sau nu Revoluție, eu cel puțin încă nu știu și nu am aflat niciun fel de știre exactă. Cel puțin pentru sufletul meu. De minciuni sunt sătul. Minciuni peste minciuni, am ascultat aproape toate dezbaterile privind evenimentul din decembrie și am citit pe marginea acestui nefericit eveniment pentru poporul român, care a plecat unde a plecat și a ajuns tocmai unde trebuia să ajunge. Pentru aceasta voi citi o poezie scrisă de o distinsă poetă, Andreea Cristea, care în urmă cu aproape 17 ani era studentă sau elevă, nu amintesc prea bine, și care are să fie invitată la salonul literar al doamnei Gabriela Alef. Azi vă citesc o poezie care cheamă O Revoluție, care face parte dintr-un volum de poezii pe care îmi vom lansa aici la Ploiești. O Revoluție. Într-un an cu noaptea lungă, leaptă, caldă și zărudă, mi s-a răzvrătit poporul, săturat de cea de dorul.
Și a ieșit în mes de iarnă, dezbrăcați în fric de seamă, ca să rupă din zăgazul libertății măteriazuri. Foamele era de vise, de cuvânt, de fapt, descrise astfel că, prin foc și moarte, am avut să clădim cetate. Toți copiii, toți fără minte, n-am știut drumul înainte și am luat-o înapoi ca o turmă duși de boi. Ne-am murit degeaba fiii. Sânt e cald de Românie, toți frumoși cu flori în plete ce-au smorți pe-ndelepte, până când, poporul meu, popor dracului Dumnezeu, ai sărab să te mănânce cari ca cu un lemn de cruce. Răstigniți în pragul iernii, înghețați în case reci, până când voi, oameni tineri, veți mai merge pe poteci. Sunt autostrăzi deschise, lumea este în schimbare, hai să ne dorim de astăzi o cetate cu soare. Și să ne amintim cu plăcere, cu duioșie, cu pioșenie toată, despre marele nostru povestitor Ion Creangă, care în seara de Crăciun a plecat dintre noi, în urmă cu 130 de ani. Iar în aprilie anul acesta s-au împlinit 111 ani de când Casa Bojdeuca, în care a creat nemuritoarea operă a românilor, marele nostru povestitor, care a ajuns de paragină, iar a fost pusă în folosință, deci a îngrijit de ea în perioada aceea, de niște oameni de ispravă. Oameni care, într-adevăr, au ținut la vremea aceea la contemporanul lor. Din păcate, astăzi la noi nici nu ne mai respectăm ca și contemporan, dar nici nu știm să ne respectăm ca oameni, dar mai ales ca valoare. Prin urmare, nu vreau să vă plictisesc, îmi cer scuze că citesc așa, eu am un obicei de scriu cu litere foarte mici, foarte mici, mici de tot. Și încerc să citesc și eu una din poeziile mele scrise, e seara de Crăciun, pe când eram, cred că, elev în clasa a 5-a sau a 6-a. Zilele acestea, când am în arhiva mea, prin manuscrisele mele, atenție, George, am dat peste acest manuscris și vi-l aduc la cunoștința dumneavoastră, cu bucuria, cu smerenia, cu împlinirea mea sufletească, că astăzi, fără să mă gândesc vreodată, voi fi prezent la Ploiești și să citesc pentru prima oară poezie de Crăciun. Și prima oară care citesc, probabil, în viața mea, asemenea poezii. De fapt, eu nu citesc poezii. E seara de Crăciun. Cum, Doamne, să nu mă gândesc la Tine, acum când iarna vine cu colinde de nașterea Ta, mă bucur și mă uit. De brazi cum cerne neaua cu ghirlande, de se aprind în zări lumini de stea senină, iar în alaie copiii vin și cântă încete la ferestre colinde de-a lui Pădica Traian. Și zburdă în zurgărei de cai în braz de pluguri, cu cete de plugari ce vin în grabă după dânsul și scapă lumini de rod bogată în braz de grâu nou, cu aurul cuptoarele să aibă, ce coace în lumea lor taină cerească, în numele Tău e ară, Doamne, și cântă și aude din glasuri frumoase de seară în care Fecioara Maria a plâns pentru Tine și ninge mărunt și ninge romantic pe garduri și pruncii se întrec în alai de cântece sfinte pe uliți, pe străzi, la casele cu lumini aprinse în felinare. Oamenii așteaptă cu mere și nuci și cântă prea dulci colinde aduse de vechea eladă, izvoare de-a pururi cu slobe de aur. Pe Domnul meu cinstesc în seara de Crăciun și miroase văzduhul a moși de zăpadă și a țurcul de ger. Și vântul aleargă la sănii cu cai pe nea și vântul tușește prin poduri cu fân peste ei, e seara colindelor mele și a cânte cu de stea. Și glasuri de copii se aud pe uliți cu minți, e ziua în care pe Domnul cinstim cu ardoare. Născut în Betleem, în ieslea cu paie,
În brazi atârnă globuri aprinse în culori, e seara de Crăciun, seara magilor noștri. Să dea să avem noroc de foarte mult mai. Mulțumesc, doamna Gabriela, m-a îndestit libertatea să citesc și această poezie. Mulțumesc, doamna. Urmează eleva Benica de Nisa, eleva școlii, clasa 10-a. Un cântec în engleză de Crăciun și un colind în limba română, de-al benocutuie, dar o variantă mai diferită și sper să vă plac. Mulțumesc!
Iar acum vor urma colindul în limba română, Galbenă Bătuie.
ți-am mult, ți-am cu bine. Thank you.
pe Susianu și ca și cartea doamnei profesoară Octavia Crăciun la altul cu Caudeamus din București. Cartea aceasta reprezintă un poem de mari dimensiuni în care poetul își manifestă respectul față de ceea ce a fost creișorul munților, Horea. Volumul este o versificare după romanul Liviu Repreanu, creișorul Horea, apărut în perioada interbelică. Poetul, păstrând prozodia versului clasic, reușește să dea cititorilor versuri extrem de pitorești, luminoasă într-un mireasm al cunoștinței și pomenirii eroului încercat, prin figuri de stil care dau încărcătură și nerv poetic. Creișorul trebuie luat în seamă și adus cu toată știința literară la masa prezentului, ca o lecție cu demnitate națională, ca un document de istorie, care e istorie via trecutului din care ne tragem seama țării, ca pe un document de prezentare publică, pentru că astfel de evenimente să nu se mai repete. Scrie despre cartea din Alin, domnul Iisus de Machidon. Aș vrea să citesc câteva strofe. Deci coasta cea ascunsă din alba în fața lui, cântă Horea de răsună crângul ferecetului. De topșan mai sus, bătrâna, trebuia întuios pădurea, ca o taină ce ascunde gândurile de aiurea. Îngânau facii semeții, multă și atâta jale, încât Horea se opriră molcov din horile sale. Gândurile negre încearcă nemiloase să-l cuprindă, dulce lungâind feciorul ce-l aștepta întindă. Când o să pleca stătucă? Na, chiar mâine, dragul tati. Om la drumul Vianei, măcar ca atât departe. Dumnezeu ce vrea de acum, cu prea mult de îndurat un. Mâini, în zor, plecăm, na, iară, cu plângere la împăratul. Seara îmbrăcată cu tăpâlcuri de căsuți sărace, într-o ceată grea și densă, lăsând gândurilor pace. Iar o jale necuprinsă, parcă tânguia prin toate, în odoaie, unde Horea tot gândește și socoate. Vreau să ceva despre cartea din Andrei? Da, cu mare plăcere. Dar mai întâi îmi exprimă bucuria și satisfacția să fiu prezent la această comunitate. Doamne profesor Gabriela Alef, pe care am cunoscut-o de la cena cu maestrul Ion Machidon. În primul rând, ca o paranteză, vreau să o felicit pe doamna profesor Octavia Crăciun pentru această carte minunată pe care mi-a oferit-o cu autograf și care îi mulțumesc mult și pe care voi citi cu mare plăcere. O sumă de eseuri publicate, unele, după câte știu, și în revista Sentimental. Dar despre carte ce pot spune, doamna Sora Marek m-a spus esența. În 2007 am scris, deci de fapt am publicat prima ediție, maestru mi-a publicat la Mult Sentimental. În 2016 ediția a doua și în anul acesta ediția a treia. Am întrebat acest roman al lui Repreanu, apărut într-adevăr în 1929, deci perioada economică. Romanul se numește Creișorul Horea și într-adevăr este o abordare, este ca așa, cu o dimensiune, a spune, istorico-patriotică. Eu, fiind și profesor de istorie, am simțit nevoia oarecum să transfer și să transmit mai accesibil acest roman al lui Repreanu. Prin, într-adevăr, cartea are 602 strofe. Într-un articol publicat în ziarul financiar de Alex Ștefănescu, care am oferit un autograf, un carte fotograf în 2007, Alex Ștefănescu foarte exigent, altfel și foarte bine, pentru că, din păcate, azi avem critici literari tot mai puțin exigenți. Astea sunt, între altele, dincolo de faptul că oarecum încerc să citesc niște versuri și puțin aire și școlărești, recunosc faptul, nu știam că în literatura română doar doi autori au prelucrat romane în versuri. Unul este Ion Gheorghe, romanul Pâine și sare, și al doilea cu modestie acest roman al meu. Într-adevăr, în octombrie anul acesta, la târgul de la Deva, am făcut lansare, am fost împreună cu maestrul Machidon și poetul Alex Vârcă de la Târgoviște. În 2016, octombrie 17, am fost la Horea, în Albac, unde a fost de asemenea o lansare foarte frumoasă, cu elevii de acolo și cu școala de acolo, care
sau care poartă numele. Doamna Sora a citit câteva strofe din această enormă, aș spune, cantitate de 602 strofe. Într-adevăr, orea, două minute, nu vreau să vă rețin mult atenția, orea a fost la împăratul Iosif al II-lea de 4 ori. Pe jos, este vorba despre a patra oară ce descriu aici, împreună cu alți 7 sărani, Croșca nu l-a mai însoțit, în primele 3 zile, împreună și cu Ion Oargă, da? Știm prenumele lui adevărat. Acum, pentru a patra oară, orea cu cei 7 țărani plecați din zona Munților Apuseni, au plecat și au făcut până la Viena, capitala împărăției, 4 săptămâni și 4 zile, evident de jos. Împăratul Iosif nu era acolo, era plecat undeva în Italia, revine sâmbăta Marea Paștelui și, mă rog, îi prezintă jalba cu aceste doleanțe ale țăranilor. Pe undeva împăratul Iosif al II-lea îi dă undă verde, îi spune Tutir das în german, care înseamnă făceți-vă voi și apoi mai vedem. Oarecum împăratul a fost cu două ieșiri față de Horea, care într-adevăr răscoală țăranii din Transilvania. Răscoala se desfășoară, se încheie cu înfrângerea răscoalei. Vorbeam și cu un maestru, din păcate Horea a fost trădat de un pădurar Ștefan Meltzer și de un văr al lui Croșca. Și impresionantă este această, cum spune Rebreanu, trecere de la viață la moarte, prefrângerea cu roata, la Bărgrad, cum se numea atunci Alba Iulia, în ziua de luni 28 februarie 1785. Am scris oarecum, dacă îmi permite să iau de aici, aceste rânduri la prima ediție, în 2007. Îmi permite să le citesc. Datorez această lucrare marii prozatori Riviu Rebreanu, al cărui roman Creșur Horea l-am înveșmântat în modestele mele versuri, într-un mai ales recunoaștere. Zguduitoarele evenimente din timpul răscoalei de la 1784 din Transilvania, lupta pentru dreptate și libertate socială și națională, și mai ales supliciul Horea și Croșca, trecuți de la viață la moarte în chinuri groaznice, merită cunoscute și nemurite de generații întregi, una din multele lacrimi ale neamului românesc. Prea multe nu aș mai spune, cred că e suficient, dar totuși fiind în prelungirea astfel și dimensiunii patriotice pe care maestru a imprimat-o cenacului încă de la Vințare și apreciez foarte mult, colaborez cu maestru, cred că din 2002, deci sunt o groază de ani, și faptul că nu a căutat să dea o tentă politică nici revistei și cenacului este un lucru foarte bun, pentru că lumea e supra-saturată de politică. Asta nu înseamnă că nu iradiază și dimensiuni patriotice în ședințele cenacului și în articolele revistei pe care o promovează și o editează. Dar permiteți o poezie maxim 2 minute, dedicată acestor sărbători și colindelor în care deja e ca așa amintat. Se numește pur și simplu colinde. Ah, colindele bătrâne, Doamne, adunile iar la casele române din zăpadă și cleștar. Adune din nou nămeții în zurgălăi de plug ușor, cu magia dimineții și colaci în cuptor, viflaimul și colinda la ferestre ne răsune, zurgălăi ne umple tinda sărbătorilor creștine, cu miros și gust de foame vin copiii în adevăr, lerui ler și lerui Doamne, florile talbe de măr, și ne ningă și ne îngroape omătul până la brâu, cu argintul pe pleoape și steluțe în desfrâu, ce miros de brad ne prinde, ah, decembrie, să vii cu beteală și colinde, să mai fim din nou copii.
Trecutul tău este amprenta memoriei, înmagazinată în mintea de acum. Viitorul tău este o proiecție a minții tale din clipa de acum. Trecutul și viitorul tău creează propria realitate în clipa de acum. Trezit și conștient de esența ta, acum alegi pe cel de mâine să-l creezi. Urci pe scara valorilor, debarasat de trecut și eliberat de viitor. Te construiești tu, cel ce ești eliberat, ești credință și iubire, în acest fel împlinești nemurirea de a fi mereu om din Dumnezeu. De la mama pământ sunt ceea ce sunt. De la tatăl ceresc, adevăr prin cuvânt. Pe brațe sunt purtate de ființe de lumină divină. Trăiesc și mă hrănesc cu iubire și o dăruiesc mai departe în univers, pentru ca mai apoi, eu fiind o lumină, să port pe brațe un om, o ființă, ce se hrănește tot cu lumină și crede în iubirea divină. Doamna Ana.
Suntem în regiunea și în capitala aurului negru, nu? Da. Noi avem și aur galben și oameni ca aurul și aurul verde. Ori aurul verde al nostru se fură ziua mare. De curând am auzit un comentariu a unor specialiști din Ministerul Mediului că în mai se va da o decizie în care se va ocroti aurul verde. Dar nu e gravă. Până în mai se poate defrișa în continuare. Codrule, râu de verdeață, cum de ploaia nu-ți mai vine peste coama ta mănoasă și nici soarele pe crengi și nici păsări călătoare? Codrule, mereu ții toamnă, frunza ta se cerne în lacrimi peste zări cu nori de ceață. Apoi cum să fiu altfel când pe văi, drujbe, îndoboară fraților, de mă sting de mila lor? Codrule, din deal în vale, ești cuprins de jale mare, parcă ai fi singur pe lume, fără umbră pe cărare. Ploaie verde, iarbă moale, lemnul meu de tânăr moare și în urmă ce rămâne? Dâmburi sterpe de țărână. Codrule, tu veșnic viu, bea din bolta ta de stele, nemuriri de doi nepline și renaști din rădăcină. Așa sunt acum prea toate, țara-i fără legi curate, eu cu tine mă înfrățesc, codrule, fii cer domnesc, Ion Macedon, autorul. Dar ce coincidență despre această bogăție verde a țării românești, pentru că și familia lui Nicolae Ionescu este o bogăție artistică, umană, internațională. Pentru că avem aici patru din cei cinci, sau câți? Din patru, din cinci prezenți. Stejarul. Ce sus te-ai înălțat, stejare, și cât de maestos privești, să vei vorbi, ai fi în stare să-mi spui o mie de povești. Cum ieri de atâtea ori zăpada era mai gata să te îngroape și ploile ca și cascada turnau pe tine atâtea ape. Dar vânturile în turbare n-au încercat ca să te smulgă și focul arșiței de soare nu a putut să te distrugă? Pe tine până acum, pe tine nimeni până acum nu a dorit lemn bun de lucru. Sau cineva îți este mumă de țapăr într-una suflu? În jurul-ți goală e pădurea și cum de singur ai scăpat? A fost cumva slabă securea, ori nimeni nu s-a încumetat? Sau ai știut cu rugăminți să îndupleci cea mai aspră ființă, să-i smulgi dorințele din minți și să ai asupra biruință? Un vânt ușor de primăvară porni frunzișul în mișcare și foșnetul lăsa să apară chiar glasul ștezarului mare. Nu m-am născut din întâmplare, cu nimeni lume nu se naște. Povestea vieții fiecare, numai trăindu-și o cunoaște. Cu multă vreme înainte, am răsărit și eu pe lume, e mult de atunci, de când țin minte, cum mi-au spus toți, stejar pe nume. Dar dacă anii și veacurile mi-au dat plăci să mă strecor, veni vor cândva timpurile și pentru mine, ca să mor. Nu m-au înfrânt furtuni și ape și nici noianul de durere. De multe ori eram aproape să pierd cum toată lumea, cum tot în lume piere. Dar o
puterii ce o ascultă și toți îi spune Dumnezeu, mă oțelea mereu în luptă și învingător ieșea mereu. Din lume mâine, cândva poate, va trebui să pierd și eu. Crezând, le-am înfruntat pe toate și toate sunt de la Dumnezeu. De când mi-a căzut această poezie în mână, nu mi-am dat seama că noi în fiecare zi, când deschidem ochii, ar trebui să spunem, Doamne, ce minune că am puterea văzului. Această poezie e scrisă de o persoană care nu a văzut stejarul, dar ce complexitate și ce trăire poate să-i exprime. A transmis fiorul artei, literaturii, muzicii, familiei întregi. Dumnezeu să-l odihnească și felicitări pentru dumneavoastră!
un tânăr și un berg, poet din Ploiești. Și singur. E singur. Singurul clasic pe care îl cunosc. Cartea va aparține. În cărți ne-am născut, în cărți există. Crăciunul etern. Când aprinzi o lumină ce te ajută să-l vezi pe cel ce se naște, atunci e Crăciunul. Când îmbraci bradul în haine de beteală, iar casa cozonac miroase, atunci e Crăciunul. Când faci un lucru bun și cineva te plătește cu un zâmbet sincer, atunci e Crăciunul. Când un copil urcă scările, ajutat de părinții săi, și simte că zboară, atunci e Crăciunul. Când într-un autobuz un elev dă loc unui bătrân și acesta îi mulțumește, atunci e Crăciunul. Când un cerșetor înfigurat nu mai speră nimic și cineva îi dă un bănuț, atunci e Crăciunul. Când fie noapte sau zi, oriunde s-ar afla oamenii simt la fel, atunci e Crăciunul etern. Fericirea ta, oricine ai fi, orice ai face, oriunde ai fi, fericirea ta nu depinde de nimeni, altcineva, în afară de tine. Undeva în ființa ta, stând în întuneric, ca tu să-i poți vedea strălucirea aparte, ea așteaptă răbdătoare ca tu să o descoperi, să te bucuri de ea și să o împarți cu alții. Oriunde ai fi, orice ai face, oricine ai fi. Dăruiește! Dăruiește tuturor din darurile tale, ceea ce dăruiește altora. Și vezi ce înseamnă când unul suntem toți. Dăruiește Dumnezeului tău din ce ai primit de la El și simte fericirea Lui când primește de la tine. Dăruiește cerului zâmbetul tău de copil și cerul se va lumina mai mult pentru noi toți. Dăruiește pământului iubirea din tine și, și pământul va trăi etern cu noi toți. Dăruiește ca și când timpul e un Crăciun etern și cerul cu pământul vor deveni un brad uriaș. Dăruiește o clipă, un gest sau o vorbă bună cuiva. Dăruiește. Dăruiește. Pur și simplu, dăruiește. Am venit pentru prima dată la scenă deschisă de Robelian Drăgean, poeziile, creație. Ziua României. Azi este ziua de 1 decembrie. Este ziua României, este ziua când s-a făcut unirea. Azi este ziua cea mai importantă pentru români. Steaua. Steaua noastră e frumoasă. Reprezintă cei trei crai de la răsărit. Steaua e a noastră. Noi o iubim, ea să lucește.
nicăieri nu este o stea ca a noastră. Crăciunul. Zi frumoasă de Crăciun este azi. Eu sunt bucuros să cer lui Moș Crăciun cadouri. Prietenii mei sunt nerăbdători să-mi podobească bradul. Ne-am gândit să facem scrisori pentru Moș Crăciun. M-am dus acasă și am scris o scrisoare. Colegii mei la fel. Ne-am dus scrisorile sub brad și l-am așteptat pe moșul. La a doua zi, bradul era plin de jucării și vă urez Crăciun fericit. Și vă urez un Crăciun fericit. Mulțumim. Dacă ne mai încântați o colindă, o mai două. O colindă. Care se încadrează și cu ce ați discutat noastră înainte, de firea de țară, și de ce trebuie să trebuie, nu știu dacă mă puteți ajuta. Vin colindă în solinț. Vin colindători, cum veneau odată de râile. Se colinde seara asta minunată, le râile. Dar le-i guroasă și li s-o fiu lacrimi de râile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, gazdelor creștine, să-i primiți în casă leruile. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă leruile. Mi-i trimite Sfântul să ne încerce mila leruile. Domnii mari de astăzi să deschide vila leruile. Și-o voie din pasul, mâinile plăpânde leruile. Tremurat mi glasul, nu știu să colinde leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimica leruile. Astăzi se va puce frica leruile. Mută-i întrebarea ce răsună afară leruile. Am murit degeaba ce-ați făcut din țară leruile. Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse, leruile. Pe la porți străine, ce ne stau închise, leruile. Prin colindătorii, cum veneau de-ancă, leruile. Să colindă seara asta minunată, leruile. Dar le-i gura arsă și li-s ochii-n lacrimi, leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leruile. Mulțumesc! Mi-ați oferit prilejul. Sincer, eu am venit să particip, să asist la acest eveniment. Dar dacă am această onoare să fiu alături de dumneavoastră, alături de niște copii foarte talentați, nemai vorbind de artiști consacrați pe care s-au produs și care urmează să se producă,
Felicitări, sincere felicitări celor care au gândit și au făcut să fie cu adevărat aici în această sală aceste, nu știu cum a denumit-o, acest eveniment cultural, întâmplare de suflet, foarte frumoasă. Și am să vă spun și eu o poezie clasică, foarte cunoscută, cred că și copiii o știu. De la Nistru până la Tisa, tot românul lânsul i s-a. Că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și prin la mare, vin moscale de apălare, de la mare la Hotin, mereu calea mea țin. Din Boian la Vatra Dornii, au umplut omida curnii. Ce străinul de tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, au umplut. Din Sătmar până în Săcele, numai vaduri ca acele. Vai de piet român, săracul, îndărât tot dă caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici e vara, vara lui și străin în țara lui. De la turnul Dorohoi, curg dușmanii în puhoi și s-așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară pasările toate de neagra străinătate. Numai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara, sânul, codul, fatre cu românul. De secure se tot pleacă și izvoarele ei seacă. Sărac în țară săracă. Cine-au întrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamurile mergicia. Ștefane, măria ta, doar Putna nu mai sta. Lasă arhimandritul în toată grija schipului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-o îndura Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te aud din corn sunând și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin cotri în ajutor. De-i suna a treia oară, toți dușmanii vor să piară din hotar în hotară, îndrăgia ciorile și spânzurătorile. Mi-ați spus o mare bucurie de ați aici, din partea mea. Să rămân. Această carte, Tangouri, sunt 10 desigur de teatru, dar mi-a făcut o bucurie extraordinar de frumoasă și luminoasă totodată, ascultând, după foarte mulți ani, Doina lui Eminescu, atât de frumos ați spus-o noastră acum. M-aș bucura să vă aud la următoarele noastre întâlniri, citind sau recitind și la e arde. Posibil, pe stadion, unde se vorbim astăzi, să vă amintesc poezia noastră. Și poemul la arde. Acolo, la microfon. La arde de Milan Eminescu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Aș dori, înainte de ultimul concert deosebit al invitatului special, să citesc poezia unei pasaratenice, colega de-a noastră, ființă deosebită. Este vorba de poezia Chemare, a doamnei Veronica Tăria Conovari. Trecutul bate inima de biet, dorind să-și spună ultimul cuvânt. Românul tace, pe bătut de vânt. Istoria este la pământ. În ploile căzute peste noi, trecutul este zămislit de doi. Prezentul este în mâinile la mii, rămâne să săpăm în temelii. Din traci ne este rădăcina, din getodaci ne e tulpina. Romanizarea a înflorit, iar rodul ei a putrezit. Viscole ne-au spulberat, vântul ne-a îmbrăștiat,
Zăpezile ne-au trăinit și sufletul ne-a morțit. Vom sta aici, așa nici vii, nici morți. Istoria vom da la hoți și ne-am numit cum ei o vrea, fără a ne întreba ceva. O zi, poezia doamnei director adjunct, neputând noi să fie prezentă astăzi, la Vau Paruc, vine Crăciunul. Aș vrea să vină iar, cu adevărat iarna, pe marea scena lumii, să curețe măști de pe gânduri și oameni, să strălucească și argintat cum echipul lumii, să le dea tuturor se va de bucurie, până la unul, să pornească zăpada din nori și a iernii călătorie, căci vine Crăciunul. Jos măștile, oameni buni, lăsați zâmbetul și bucuria pe chip să se vadă, faceți zâmbind oameni de zăpadă. Lăsați tristețile să dispară din voi, puneți globuri și stele pe ramuri de brad, lăsați amarul, invidia și ura, fiți voi în varianta cea bună, rămâneți cu suflet de rai, risipiți chiar acum norii cei grei de furtună în sunet magic de nai. Oameni frumoși, măreți precum corunul, fiți binecuvântați, căci vine Crăciun. Ziua, sau cum se spune, la ora asta, nu? Nu știu dacă ați văzut pelicula Lista Schindler. Este un episod din atrocitățile germane în Mihlov. John Williams s-a inspirat de momentul ăsta tragic și foarte dureros. Și pe lângă că două melodii care a scris și Lista Schindler. Este o melodie tristă, o melodie foarte profundă, o melodie care, cu imaginele care apar în pelicula, completează totul. Eu vreau să completez frumoasele culori care fratele meu l-a pus în aceste tablouri, cu talentul lui care îl admir. Și sperăm că la muzica și culorile care apar în aceste tablouri să combine. Aici nu e tragedie, dar e foarte mult iz artistic. Vă mulțumesc! Nu e vioara mea, e o vioară împrumutată, așa că poate aveți surprize. Thank you.
ca la Crăciunul. Se apropie Crăciunul. Da, se apropie Crăciunul. Vă facem cadou două, trei, câte? Trei colinde. Le mai cunoscute, le mai puțin cunoscute. Thank you.
Cel mai ambițios a fost ultimul care l-a scos. Fac o precizie foarte clară, foarte clară și un paralelism între Bram Stoker și la realitatea românească cu Dracula la Țepeș. Toți au văzut pelicule și au văzut filme și au văzut tot felul de novele și fantazie totală. Am scris o carte, Dracula, Principele Imortal. Și repet, în această carte, totul este scris în spaniolă, fac un paralelism între realitate și fantazia lui Bram Stoker și Los de Mascara și-au permis să facă treaba asta pentru treabe comerciale, treabe economice. S-au scris Muzman s-a scris pe pelicule de fantazie și cărți de fantazie care au apărut. Bram Stoker nu cunoaște realitatea, n-a fost niciodată în Transilvania, nu cunoaște Castelul Bran, așa că totul e o minciună. Eu am scris în cartea asta, este o carte foarte ambițioasă, are vreo 120 de pagini, vreo 30 de fotografii, unde am clar foarte mult și foarte clar și foarte bine realitatea. Asta e una dintre istoria românească, într-adevăr, istoria românească. Cei ce o citesc rămân cu ochii pătrați, tocmai așa, dar eu sunt de acord. Asta e una, m-am mai scris în novele, însă cel mai important este pentru acest instrument, am scris 6 cărți, 6 metode, unde încep de la zero până la vioara se cântă în 7 poziții principale și am scris pentru primele 3 poziții care sunt fundamentale pentru studiul violinei. Și nu că am făcut în, cum se spune, negoț, comerț, se scop bani, însă metodele au fost foarte bine acceptate în Mexic. Și în România. Și pe aici am lăsat câteva. Este un ghid pentru studierea violii și încep să dau la o parte Suzuki, metoda japoneză, care e acolo și imaginați-vă, vreți să învățați o limbă și această metodă, vreți să învățați un instrument, această metodă începe cu litera M. Dar de M până la început nu au nimic. Nu se știe nimic, e gol tot. Cu toate că e comercial, pentru că părinții, copilul meu cântă în 4 luni. Dar săracul copil nu știe ce e vioara, unde se pun degetele, ce înseamnă diez, bemol, becoadră, cum se spune. Nu știe nimic, adică totul face după ureche. Și că maestrul îl invită acolo, că nu, că pune degetul aici. De ce? Pentru că e fa sostenit. Fa diez, da? Și după 4 luni ce nu pune mai jos, dar de ce? Pentru că nu mai e dieze natural. Adică se creează niște confuze extraordinare. Însă, fiecare maestru cercetează și vede că metodele care le-am scris sunt destul de bune. Le-am scris că când vioara de acum 65 de ani. Și îmi pare destul de bine că un nume românesc apare acolo în străinătate și e apreciat. Și mulțumesc familiei mele, mulțumesc tata, cum spunea că ne-a dat talent și mergem pe drumul ăsta. Sărămâinile! Cuvântul
încheiere îi da domnului Martin. Mulțumesc foarte mult, pentru că așa este în greașa sărbătorului de Crăciun și de Crăciun să dai câte un da. Doamna Gabriela Aluf, uite, mi-a oferit darul de a vorbi în încheierea acestui moment cultural deosebit în opinia mea, acest salon literar pe care văd că îl conduce destul de bine și uite că am ajuns la ediția a doua. Este o bucurie ca la încheierea anului 2019, în jinghile porțile, la Ploiești să se fi născut acest salon literar, care eu îi prevăd un viitor frumos și se va bucura de oameni de calitate. Prin urmare, astăzi am asistat la două lansări de carte și la un vernisaj de pictură realizat de domnul Alexandru Ionescu. N-am să folosesc prea multe cuvinte din paharul meu de vorbe, doar am să spune că totul a fost mai mult decât minunat. A fost mai mult decât frumos prin faptul că doamna Octavia Crăciun, prin cartea care astăzi ne-a adus-o la Ploiești, am mai vorbit despre ea și prefațat-o, succesul creației, de fapt, ce înseamnă? De ce acest titlu? Că pe când putea să găsească un alt titlu mai sofisticat, mai atractiv, mai nu știu cum. De fapt, succesul creației o reprezintă pe domnia sa. Succesul creației pornește de la ceea ce a făcut de când a venit în mijlocul nostru, în mijlocul cenacristelor, amorului sentimental, iar această minune, să zicem, s-a petrecut datorită său tată Nicolae Ionescu. Nicolae Ionescu, pe care am avut onoarea să-l cunosc în două rânduri, neștiam că este nevăzător. Și uite că doamna Octavia Crăciun a făcut mai mult decât bine și încă a fost așa, a fost destinul, soarta domnului sale să debuteze în literatură la la sfatul părintelui domnie sale. Și uite că a ajuns la 4 cărți, nu? Doamne. Da, da. Deci fiind foarte atenți la ceea ce, cu ceea ce a venit în literatură, doamna Octavia Crăciun, nu este vorba de poezie. Este vorba de eseuri, vorba de studii scrise despre muzicieni, despre oameni care au cu totul alte preocupări decât un poet. Un poet poate să scrie oricând, poate să nu citească niciun volum de poezie, poate să scrie poezie. Pe când în cazul doamnei Octavia Crăciun se vede foarte mult studiu, mai ales prin personalități marcante din lumea nevăzătorilor, o carte la aproape 400 de pagini, care în opinia mea 6 de pagini, care în opinia mea reprezintă sau este istoria scriitorilor nevăzători din diferite perioade de timp. Îmi scapă numele acum, dar vreau să vă spun că este, pentru mine citind, a fost o curiozitate și toată o descoperire plăcută, raportând la vremurile în care trăim acum, un scriitor nevăzător din Focșani, care fac acum copiii la televizor, le dă numără și îi merg de numărul pe loc, de ordinul milioanelor, de nu știu. Iar dumnealui e la fel, fără să fie folosit de tehnica modernă care este acum. Prin urmare, vreau să vă spun că din toate timpurile am avut genii, am avut oameni cu calități deosebite, mai ales că tot și ascult și la Sergiu Radu Ruba, dacă îi zic bine numele, la Ochii în patru, Ochiul interior exact, unde vine cu fel și fel de exemple din lumea aceasta. Apropo de stejarul pe care domnul Maxim spunea că nu a văzut niciodată stejarul, dar ce frumos să cântă, cu câtă profunzime, cu câtă muzicalitate. Toată să nu ne mai mire, pe mine, de fapt, mie mă mire că trăim în perioada aceasta de capitalism 30 de ani, că știe două, trei limbi străine, de fapt, nu le știe, de engleză 300 de cuvinte, dacă și eu mă ambiționez într-o săptămână, învăț cuvintele acelea și încep să vin de engleză. Dar nu se vorbește cu el, nu se vorbește aproape corect. Pe când în lumea nevăzătorilor, în cartea care dumneavoastră
cu autor. Avem foarte multe exemple care cunoșteau foarte multe limbi străini fluent. Adică nu e... Așa, asta vreau să spun. Pe când nu e cu nimic, de, făcând paralela între perioada interbelică, în perioada actuală cu tinerii noștri și cu generații care au trecut, când acum avem atâta informații, dar care nu știm totul să ne folosim de ea și să luăm ceea ce este bun. Primarul doamna Octavia Crăciunului succesul creației, eu cred că se bucură de succes, iar cartea este mai mult decât un dreptar, decât un, cum spun, o mică monografie privind lumea scriitorului pe care i-a cunoscut și pe care i-a citit și i-a analizat cu atâta dezvoltură scriitorcească. Și vreau să vă spun, m-a interesat în mod deosebit sonetistul nevăzător Mihai Codreanu, perfect, așa, de la Iași. În urmare, prin urmare, avem, deci, doamna are forță scriitoricească, are talent și nu e vorba de imaginație, ci merge la concretețea, ci merge la obiectivitatea analizei textelor prin cuvinte nestășugite cu mult farmec literar. Eu o felicit și o felicit în primul rând pentru seriozitatea de care a dat dovadă din anii mulți pe care îi colaborăm cu Școala Bucurii de Muncii Cristea Zanu, pentru că fiecare cronică a fost scrisă cu promptitudine, fără să întârzie apariția revistei. Despre domnul Alexandru Ionescu l-am scris, cred că de două sau trei luni, de fapt și despre Bucurii de Muncii, am scris și am publicat în reviste de de mare popularitate, care se găsesc la chioșcul de ziare. Domnul Alexandru Ionescu, fiind peste calitățile sale muzicale, profesor, compozitor, cadru militar, aici ne-a adus astăzi 5 tablouri. Deci fiind foarte atenți la arta, la tehnica de îmbinare, de combinare a culorilor, care dă o strălucire aparte, fără să abuzeze, fără să dea frâul liber abundențelor de culori. Ne-a dus prin acel peisaj, să zicem, un oraș undeva... Balcic. Cum? Balcic. Balcic, da, ca să spun, undeva la, la munte. Este foarte interesant arta picturală, nu descriptivă, arta din insare, este naturală, plină prin poezia culorilor, dar mai ales prin poezia sufletului său generos, pe care astăzi a binevoit să ne-o aducă aici. Știm cu toții că un poet își ia un șervețel și din aici până în Gara de Sud scrie poezia pe genunchi. Pe când un tablou nu este așa. Să pictezi, îți cere foarte mult tehnică de lucru, foarte mult cheltuială material, vorba fie pe sticlă, fie că pictăm pe carton, fie că pictăm pe, eu știu, pe pânză. Da, și deasupra, pe toate acestea, ramele care sunt foarte funde de costisitoare. Spun acest lucru pentru că am avut ocazia de am văzut la domnul Alexandru Ionescu în grădina, în Raiul Poeziei Bacuviene, foarte multe tablouri, cred că aveți la vreo 30. Nu, mai multe. Mai multe, da. 60. Era grecia la plină. Da. Era, într-adevăr, am trăit unul din cele mai frumoase momente și care n-am spus-o atunci, dar acum îmi permit să spun, am vorbit mai la, mai volat. Avem de-a face, mă refer în pictură, avem de-a face cu unul dintre pictorii noștri importanți a epocii, acestea afirmați, consacrați în perioada aceasta pe capitalism, barbar, cum îmi place mie să spun, în acești 30 de ani, care nu prea avem cu ce să ne lăudăm și nu prea avem artiști care să-i evaluăm așa cum trebuie. Domnul Alexandru Ionescu face parte din pictorii noștri, reprezentativ, care s-a afirmat repet în această perioadă, și situându-se pe linia pictoriței Proca, parțial la culori, da, cu Brădean, cu și alți pictori care nu vin acum în memorie, despre care am scris la vremea respectivă,
și de care l-a lăsat pe un interviu de doamna Proca de la Curtea de Argeș, la 90 de ani, cred că i-am luat primul și ultimul interviu. Domnul Ionescu, eu vă felicit pentru colaborare, mai ales ceea ce faceți privind educarea muzicală pe care îl admiteți la copiii de la Bucurie Muzice. Pentru că, din câte am auzit și cunoști din discuții, mulți copii deja sunt la școli de muzică, la Dinului Pate, la școli care... Și la conservator. Conservatori care se pregătesc pentru o carieră muzicală. Eu vă felicit foarte mult pe amândoi și felicit întreaga familie pentru că astăzi am avut ocazia să avem patru frați, două surori de frați în mijlocul nostru, care pentru mine prima oară, când îi văd așa, de față în față, o familie frumoasă și o familie de artiști. Am fost impresionat de domnul Aurelian Ionescu prin cele ce mi-a spus acum și subscriu la Dracula, pentru că imaginea României nu este formată în ceea ce s-a prezentat în filmele respective, așa, și trebuie să luăm chiar atitudine împotriva a celor care caută să deformeze realitatea istorică a noastră. M-a impresionat atât de mult când te puși, parcă v-aș fi zis, domnul Aurelian, nu vreți să ziceți ceva și cânta la stop ca o vioară sau un colțisor din Crainou, în urmă cu foarte mulți ani, când era Ciprian Părumbescu, am plâns ca un copil. Vă felicit foarte mult, am trăit pe viu ceea ce noastră le-ați prezentat. Despre domnul Marius Cruceanu, am fost odată la Arhitectura Domniei sale de la Cornetul, mi-a plăcut și mai bine. Mi-a plăcut colindele, m-am simțit în lumea, prin colindele noastre, m-am simțit în lumea adolescenței mele, numai a copilăriei, dar a fost frumos. A fost frumos, plăcut și uite că aici o mână de oameni am adunat și ne-am împărtășit din colinde și din buna noastră dispoziție în preajma sărbătorilor de Crăciun. Deosebit, domnul Mihai Istudor, un sibila, este o figură carismatică în literatura noastră, chiar dacă spuneți că doar Ion Gheorghe a versificat Starea și Piterul Pâine și Carismă. Nu trebuie să privim sub acest, din acest punct de vedere, pentru că dacă nu mai a zis Alex Ștefănescu, deci parcă ar fi interzis ca cineva să versifice sau să pună să facă un scenariu de film despre Arhanghelul lui Iona Grbicea. Nu e nicio de problemă. Problema este cum este realizată opera pe care n-a să versifica creișorul lui Reveanu din 1929. Aici se pune problema. E simplu să nu luăm niște versuri simple, niște versuri simpliste, niște versuri puierile. Pe noi ne interesează, în primul rând, sărim peste tehnica și ușurința de versificare. Să văd dacă dumneavoastră ați respectat întocmai cărările, întocmai evoluția evenimentelor prezent Horia, Floșca și Chișan. Pe când în carte ați respectat întocmai toate momentele dramatice privind soarta lui Horia. Am avut ocazia, am fost și la Fericet, ne-am și un reportaj amplu despre acea demniție cu domnul Mihai Istudor și mi-a făcut o plăcere deosebită. Dar noi nu trebuie să privim în Mihai Istudor doar noi prin creișorul ediția a treia, care este enorm de mult și enorm de plăcut pentru succesul creației pe care l-a avut Mihai Istudor prin creișorul. Pentru că să vină a treia ediție, scoasă în aproape 10 sau 12 ani, mi se pare enorm de mult, ceea ce înseamnă că cei care, iubitorii de istorie, iubitorii de poezie care tratează tema istorică, interesează. Eu vă doresc să mai la mai multe ediții și nu trebuie să privim doar pe Mihai Istudor, promit de acest moment, de această întâlnire. El este un poet liric, un poet tradițional, care trăiește poezia la nivel de gândire a sufletului,
El nu trăiește poezia doar la nivel de, de vers. Are multe brachete publicate, nu știu, două sau trei le-am și prefațat acum în mășel sau nu mă țin minte. Este un poet care mie îmi place, este un poet care scrie în tocmai cum privighetorește privietoarea în diminețile de vară în, cum spun, la Ștefești, probabil sunt văzut acolo. Concluzia este că adunarea noastră de astăzi a fost frumoasă și să-l felicităm pe tânărul nostru, George, așa, prin cele trei poezii pe care le-a prezentat, debut excepțional pentru vârsta pe care o are, și să nu ne impresioneze sau nu să ne facem probleme pentru un copil de 11 ani acum sau tare, dacă ne întoarcem prin istorie, domnul Ivan Isidor știe că regretatul critic literar Constantin Sorescu avea băiatul care la 3 ani deja avea vreo 3 sau 4 cărți. Andrei Sorescu. De nu trebuie să ne sperie sau să nu ne ținem aminte la, eu știu, de alți tineri care debutează de mici, unii fac carieră, alții rămân cu o dată. Dar pentru George, eu zic că cred că are destul imaginație și voință scriitorocească toate, pe mai impresionat de cuvântul de poezie, și am să mă citesc aici, Întuneric, o poezie care m-a dus cu gândul la Cristian Bursaci, din Rădor 10, care a citit jurnal. Concluzia este că ziua a fost frumoasă, domnul Maxim Granățime, domnul Adrian Iliescu, mi-a făcut volumul domnii sale masiv de poeme, structurate într-o linie melodică simplă, dar nu simplistă, iar domnul actor, Nicolae Drăguță, așa mi-a făcut o deosebită plăcere auzindu-l Doina lui Ionescu, pe care n-am mai auzit-o citind și am citit-o după 90, ca după 90 s-a dat să fie publicată. Și am trăit același sentiment pe canalul 80-82, când un mare poet al nostru a dispărut prematur, Dumitru Prico, de la Focșani, când eram împreună cu mare, cu oameni mari, din CC-ul, din scriitor, la ipoteja Vracului Ionescu, odată a venit din Tufi și am început de la ministru până la Tisa. Și asta vreau să vă spun, și am spus-o cea mai devreme, minciunile care mi se spun tot timpul la televizor. Nimeni din cei care au fost acolo, repet din vântul centru, am scris în cartea scriitori pe care am cunoscut, am scris scriitori care s-au speriat să nu-și piardă funcție, să nu-și piardă locurile, să nu-și piardă nu știu ce, și s-au pitit prin pădurile care mai ridicare. Și le-am dat, a rămas, eu mă uitam la Dumitru și Dumitru cum mă spunea poezia respectivă. Asta vreau să vă spun cu alte cuvinte, pentru că acum citeam zilele acestea un cetățean, povestea în radio ce a făcut el, nu știu ce, cu 30 de ani. Dacă erai curajos, tocmai împotriva regimului, domnule, te duceai, m-a făcut un numit la un numele de scriitor, ca nu mai trește printre noi, și a tăiat degetul mic și atunci l-a pus director de, la un cinematograf din București. E, aici de unde curajul oamenilor, curajul celor care te revoltă un sistem. Așa când spui mic că te-a arestat, că te-a bătut, că ți-a luat portul din organe, sunt vorbe. Noi vorbim pe documente. Concluzia este, mulțumesc foarte mult, domnul Maxim, sunteți aici permanent și toți sunteți la sufletul meu, să fiți sănătos, să aveți un Crăciun frumos, sărbători frumoase și îmi cer scuze dacă am vorbit mai mult decât un pahar de vin la vorbe de destăinui personale, cum am făcut la dată. De obicei nu vorbesc mult, foarte puțin și caut să vorbesc, de fapt, puțin, dar astăzi parcă m-am duioșat atât de mult și mi-a plăcut atât de mult momentele prezentate și-o fericit pe doamna Gabriela Alef. Nu trebuie să descurajăm, trebuie să fim asta ca sfat, că nu au venit elevii, nu au venit, nu. Pentru că o manifestare, poate am avut la Cenaclu, cei care știți, la ultimele ședințe, 4 persoane. Și am stat 3 ore și am vorbit acolo și am sucit cuvintele, nu știu ce. Deci, sunt perioade și perioade.
Important este să mergeți înainte, să căutați, să aveți verticalitate și totodată să perseverați în proiectele pe care le aveți. Eu vă felicit pe toți și mă bucur pentru să vorbesc, dar nu uitați, probabil ianuarie sau februarie, în permisiunea doamnei președinte, vreau să lansez și eu o cărticică în cadrul salonului, care se cheamă volumul 2 din Nostalgii de Odinioară, o carte de aproape 500 de pagini, poate dau un nou, din publicistă. Eu am o pasiune pentru literatura de privind tabletele literare. Mulțumesc foarte mult, să aveți poftă și cei care nu aveți acum, glumesc. Că urmă aveți poartă de Crăciun, mai am doi porcei de vreo 200 de chile, i-am pictați pe o hârtie de A4. Vă ofer contra troc. Mulțumesc foarte mult! Care ne manifestăm tot ce e frumos și bun și minunat aici, în finit, în spațiul nostru, fiind grupul. Prin frumusețea noastră se creează o intensitate luminică în care aducem o contribuție benefică acestui pământ, lăsat de Bunul Dumnezeu. Vreau să mulțumesc și dedic această acțiune, toate acțiunile ale salonului literar tuturor oamenilor frumoși manifesti. Mulțumesc familiei mele, mulțumesc mamei mele pentru sprijinul care mi-l acordă aici de față, mulțumesc copiilor mei. Vreau să dedic și acțiunea numai oamenilor în trup și celor care noi sunt lângă noi. E vorba de șoara mea care a plecat, s-a eliberat pe 1 decembrie în cadrul didactic dăruit profesor de română cu activități, avea echipe de teatru la școli, era într-o școală gimnazială, Natalia din Emilia, cât și doamnei Maxim, soția domnului Nicolae Maxim. Sunt convinsă că ei ne privesc acolo de sus și se bucură pentru ceea ce noi facem aici. Mulțumesc Dumnezeului din fiecare din noi și declar încheiată activitatea, vă invit și eu